Asculți Realitatea. Am revenit, doamnelor și domnilor, 11 și 34 de minute. În continuare, domnul Bobby Păunescu alături de noi aici la Realitatea FM. Și vrem să discutăm în scurta intervenție pe care o avem acum despre un sondaj exact realizat de Curs. Suntem obligați să dăm toate datele. A fost realizat în perioada 8-22 septembrie anul acesta, firește, cu ajutorul a 1015 respondenți votați în vârstă de 18 ani, iar sondajul are marja de eroare plus minus 3,1%. Începând cu 18 ani, nu? Da, da, da. La 18 ani în sus. Da. Da. Bun. Citim repede, 35% PSD, 22% PNL, 15% AUR, USR 8%, UDMR 5%, același prag electoral. Aici avem, n-avem o problemă. Este clar că este foarte bine sedimentat electoratul UDMR și orice s-ar întâmpla, UDMR-ul exact va fi întotdeauna un partid parlamentar. Se pare că este și singura constantă la guvernare. Deja am intrat în paradigma cu cineva a guverna UDMR-ul. Asta dacă nu vor apărea, nu va apărea vreun partid care să facă miracolul ăla astfel încât să vină foarte mulți oameni la vot. Și în cazul ăla vor avea o problemă și de la UDMR. Știți ce se întâmplă? Am mai avut odată situația asta, dacă vă aduceți aminte, Partidul Conservator, pe care Traian Băsescu a denumit-o odată de mult soluția imorală. Corect. Nu știu de ce tot timpul... cu ghilimelele de rigoare, nu spun eu că sigur, un partid sigur, sau altul este, Doamne ferește, imoral, nu am căderea asta, dar citându-l și extrapolând vorbele președintelui Băsescu, ne lovim tot timpul cumva de o soluție imorală, pentru că vedem că deși avem două mari partide puternice care coagulează la guvernare alte formațiuni, nu sunt capabile să... Da, nu, se adună clar, o putere. Da, nu. Deci, da. Tocmai asta se vede și în sondaj, dacă îmi permiteți. Asta se vede și în sondaj. PSD-ul își consolidează și își întărește, deși sunt la guvernare. PNL-ul, având conducerea guvernului și având un personaj, pe domnul Ciucă, ca prim-ministru, un personaj care se bucură de o imagine pozitivă și un om care... n-ai, până un alt a luptat pentru România, adică mai mult ca orice, ce trebuie spus că totuși 20% pentru PNL este puțin și eu cred că dacă primul ministru Ciucă va lua deciziile de care obligatoriu trebuie să le ia, ca în Germania, ca în alte țări, adică să naționalizeze, cum au făcut aia, dar nu în sensul naționalizării, că ne vorbim de treaba asta, chestia asta, tot timpul e așa. Deci în sensul în care în interesul cetățeanului și nu să împotriva lui sau nu, și după ce se termină criza să dea înapoi companiile respective și așa mai departe, deci dacă nu va face astfel încât cetățeanul român să fie cât mai puțin afectat, că totuși avem un paradox, în România președintele României spune că țara e eșuată și în America spune că vom trăi cu toții bine. Paradoxul mai mare este că, deși președintele Iohannis spune că țara este eșuată, ne spune totodată că economia a crescut în România. În America o spune, când din America, dar când e aici ne spune exact, că e eșuată. Deci exact. Probabil că fusul ăla îi face, îi prinde bine. Da, dar trecând peste orice, am vorbit în pauză și să le spunem ascultătorilor că suntem absolut. Radio Open Mind. Vorbeam despre domnul Ciucă. Da. Și spuneam așa că una este percepția, asta este cel mai probabil realitatea. Mie mi se pare că datorită premierului Nicolae Ciucă, deși pare că nu a luat decizii și n-a fost o mână de fier, cred din punctul meu de vedere că a fost omul care total a menținut un echilibru în această coaliție care de mult, încă de pe vremea lui Câțu, se ducea pe apa sâmbetei. Total de acord. Singurul lucru pe care aș vrea să-l adaug este că dacă ar fi luat niște decizii mai tranșante, mai, să-i spunem acum că e la modă extremiste, poate câștiga din ce a câștigat AUR, câștiga PNL-ul. Da. Eu cred că are timp să facă, să ia aceste decizii în interesul cetățeanului. Problema este, problema domnului Ciucă, și este o mare problemă, nu este un foarte bun comunicator.
Da, dar deloc. Da, nu este un bun comunicator, este un om care are un bagaj foarte mare de cunoștințe și de cuvinte. Și de cuvinte, iar pentru un bun orator ai nevoie de un bagaj cât mai, adică în momentul când comunici, trebuie să ai cât mai puține cuvinte. Da. Hitler avea 40 ceva, Mussolini avea 50 și ceva, deși erau oameni citiți, sau mă rog, știau să fac. Ceaușescu 50 și ceva, 60 ceva, Năstase 300 și ceva, de asta nici n-a reușit să Băsescu la fel, 60 și ceva. Domnul Ciucă, la ora asta suntem undeva pe la 3-400. Sigur, e la început în, la conducere politică. Nu, dar nici nu se va schimba. Cred că are vârsta și mai este ceva, cred. Are decența aceea. Da, absolut. Da, care da. Nu-l face a fi deloc un bun politician, dar deloc. Plus că este și de formație militar. Adică un alt minus, deci, care poate să fie un plus. Nu e nici extremist, exact. Nu e nici hoț democrat. Da, da, da. Adică da. Că ai extremiștii și ai pe ceilalți democrații care sunt hoți. Deci atenție, nu vreau să înțeleagă nimeni că avem partipriuri cu domnul Ciucă. L-am criticat ori de câte ori a fost cazul de a fi critici, l-am criticat. Iar USR-ul trebuie, ăsta AUR trebuie să recunoaștem că a crescut, PSD-ul își face treaba. E la putere, e la guvernare, dar iată că își consolidează poziția și sine... Corect, și sunt convinsă că va merge mai departe pe această chestie, pentru că avem un an în față preelectoral, unde se încing și se ascut să... Și vor apărea partii de noi. Exact. Trebuie să ne oprim pentru câteva minute, doamnelor și domnilor, dăm o fucă la Realitatea Plus, noi revenim. Am revenit, așa cum v-am promis, doamnelor și domnilor, în doar câteva minute, 11 și 43 de minute, ultima intervenție a matinalului. Alături de mine în acest moment a rămas domnul Bobby Păunescu și aș vrea, pe nepusă masă este discuția asta, pentru că am foarte multe idei, aș vrea să vorbim totuși, să facem niște predicții, dacă se poate, pentru anul viitor, pentru că cel puțin la nivel teoretic înțelegerea dintre cele două partide aflate la guvernare, PNL-PSD, unite contra naturii, într-o situație cumva de extremă majoră, ar trebui deci, să existe absolut. Rotația... Eu nu cred că va exista această rotație, nu că se vor înțelege să nu se întâmple. Și să rămână în continuare PNL-ul. Nu PNL-ul, domnul Ciucă, nu știu dacă aș pune PNL neapărat, însă trebuie făcute absolut niște modificări, altfel vor fi penalizați în următorul sondaj, altfel, cu siguranță, apropo de predicții, o să apară cel puțin două partide. Dar vor avea aceste două partide, da, pentru că știți bani mulți, ce se bani mulți. Bani mulți de unde? E foarte important. Un partid va fi cu bani mulți din România și un partid cu bani mulți din Est. Din Est? Da, din păcate. Așa, deci pe scurt, ideea este că lucrurile se vor schimba din foarte multe puncte de vedere. În primul rând că va fi presiunea străzii. Nu va putea fi evitată pentru că urmează o criză. Și dacă ne uităm ce se întâmplă în lume, că tot timpul spuneam că ridicăm capul din teren cum făcea Gică Hagi, da, prin vremea echipei de aur, ne uităm și vedem că în Rusia... Pe de o parte, oamenii se luptă, se omoară efectiv. Tocmai avem o știre acum cu o școală. Da, care, ne-a citit-o Alexandra, da? Unde au fost niște crime și așa mai departe. Și în Moldova oamenii sunt pro-Putin. Deci acolo, sigur că sunt lupte, să spunem așa, și behind the scenes, ca să spunem clar, așa. Clar, și ăsta nu este un război, este un război urban, este un război de gherilă. Să nu credeți că ne vom fi evitați de chestiunea asta, se întâmplă la câțiva kilometri, se întâmplă dincolo de granița noastră. Deci ideea este că ceva se va întâmpla aici. Dacă e să-l ascultăm pe George Friedman. Spunea că, domnule, o să rușesc. Nu neapărat, nu vreau să punem lumea în panică sau așa mai departe, dar ar trebui să există o comunicare foarte bună din partea autorităților. Eu cred că Putin în toată, cum să zic, că nu pot să zic nebunie, da? În toate veleitățile lui de mare imperator, cum și-ar dori, da, nu cred că va face acest pas. Da, își spune, deci el va face asta numai în cazul în care este disperat și în cazul în care vede moartea. În cazul în care vede moartea, poate să facă orice. Deocamdată nu își vede nici moartea și deocamdată nu este nici disperat. Deocamdată își face planul, adică distruge Rusia, distruge Ucraina, infrastructura Ucrainei, cumpără foarte mult în România, 80% din capacitățile portuare din România sunt în mâinile directe sau indirecte a unor companii, așa. În România nu sunt nici rusești.
București, în România nu, sunt, nu există niciun fel avem de... Avem dovezi pentru chestia asta? Absolut, absolut. Există și, e și public. Nu, nu e o chestiune, nu am inventat eu cifrele astea. Pe lângă chestiunea asta avem companii mari rusești, oligari, care poate au făcut lucruri ilegale, poate nu, poate sunt pro-Putin. Asta nu putem spune, nu da, mea, exact. Dar este, sunt pe lista... să spunem, persoana non grata. Exact. Statele Unite. Uh-huh. Noi nu avem, se pare, niciun fel de spion. Noi suntem o țară care, glumă, sigur, poate e și asta o politică. Îmi aduc aminte de rețeaua Caraman. Da, și acolo legătură cu Rusia. Ideea este că eu am un film pe care îl pregătesc, Fantomele, da, cu profund conspirații, care un pic mai târziu, vorbim de perioada cu domnul Pacepa, da? Ideea este că, ca să revin pe chestiunea asta și predicțiile pe treaba, lucrurile se vor schimba, nu vor arăta așa cum vedem. Deci presiunea străzii se va, veți spune, da, dumne, că nu va ieși nimeni în stradă, oamenii sunt prea comozi, dar nu, se schimbă lucrurile. Nu merg pe comoditate. Merg pe lamentare. Cred că românii au obosit. Nu merg pe comoditate. Absolut. Plus că noi mai avem o chestie, cumva, deși nu pare, suntem un popor foarte tolerant. Doar când ne ajunge cuțitul la os, atunci... Va ajunge. Eu sper din tot sufletul... Sper să fie liniște și exact, să nu avem problema asta, însă, da? Însă ca și la Revoluție, lucrurile vor fi provocate. Să nu credeți că așa cum vedem în Rusia, așa cum vedem în Moldova, acum lucrurile sunt provocate. În Rusia sunt provocate de un lucru firesc. În Moldova sunt provocate de niște lucruri nefirești. Știți ce aș spera dacă tot ar fi să iasă românii în stradă, dar am văzut de-a lungul timpului... Nu neapărat să iasă în stradă, ideea este că o reacție civică. Ok, o reacție civică. Am văzut de-a lungul timpului, domnule Păunescu, faptul că nicio reacție civică nu a avut urmări. În afară de revoluție. Așa și poate schimbarea unui guvern, Ponta, Da, care a fugit în Turcia. Care, exact. Dar să știți că nu s-a întors din Turcia singur. Dar o să vedem zilele următoare. Ok, bun. Dar aș vrea, dacă tot există o reacție civică, da, să se și soldeze cu ceva. Pentru că dacă rămânem doar la nivel de bun, am urlat, am grăit, am făcut și... Dar sunteți de acord cu mine că această reacție civică trebuie văzut cine o provoacă, în ce absolut scop o provoacă. Asta, aici mi-e teamă să nu profite, să nu existe este profitori, să fie români, și manipulatori. Să fie români, să fie români, da, să nu fie oameni care să, exact, cum să spun eu, să forțeze, să intre în guvern unde nu trebuie să intre. Problema să este că în față există pericolul ca unii politicieni să mizeze pe toată suferința și provocările românilor. Absolut. Și să intervină într-un mod urât. Da? Și să ar trebui foarte mult să, părerea mea, eu părere, atacăm foarte mult, văd, extremismul, pe bună dreptate. Dar nu atacăm totuși democrația asta pură și cei de centru care sifonează banii ăștia dreapta stânga, cumpără 6 de BMW-uri, nu neapă BMW-uri, scuzați-mă, de, da, cumpără, da, da, aruncă banii în stânga în dreapta, bani care ar trebui să fie într-un fond special pentru viitor, pentru lunile următoare, pentru sprijinirea oamenilor care n-au bani să-și plătească facturile, sprijinirea oamenilor care n-au bani să-și cumpere medicamentele, cu o inflație de 30% în mod real, ea este 15%, dar în mod real este 30%. Deci avem toate chestiunile astea, banii nu trebuie să aruncați așa. Acum... Nu, banii nu trebuie să aruncați, punct. Punct. Iar exact, avem, ne pare rău pentru domnul șef al ANAF-ului care a fost amenințat cu un SMS, dar dacă vrea poate să vină să vorbească cu mine să vadă ce înseamnă amenințare și alături de mine poate să fie un domn de la Interpol care poate să-i confirme ce înseamnă amenințare. Deci ideea este că chestia asta, sigur că n-ar trebui să existe amenințări, însă nu trebuie să... E ușor penibil, sunt ziariști, există raportul de stat al Statelor Unite, ultimul raport cu încălcarea drepturilor jurnaliștilor, cu forțarea și așa mai departe, e ușor penibil să spui că ai primit un SMS și să... Cutare. Ar fi de dorit să nu se întâmple așa ceva. Absolut, categoric, deloc, și nu, să nu dezavuăm cu dar totul trăim cum să spun eu, nu trăim decenii, nu trăim momente, nu trăim, vor fi niște momente cu siguranță complicate. Deci cine absolut spune? Cine spune că nu, deci nimeni ar trebui să arunce să spună, domne, românii nu vor suferi. Păi cum nu suferă dacă deja avem probleme la facturi, la lumină, la... Deci a te arunca și a spune ceva în mod, mai ales că comunicatorii principali sunt președintele și primul ministru. Președintele trebuie să fie acela care să dea calm, liniște, dar fără să mintă.
El trebuie să spună, pentru că dacă da, să nu induci în eroare populația, se întoarce împotriva ta. Liniștiți că de fapt exact, se dormiți liniștiți. Pentru că în momentul în care minți, ca să explicăm logic, da, ce se întâmplă, în momentul în care minți, crezi niște așteptări. Creând așteptări, oamenii așteaptă firește și lucrurile astea se întâmplă nu se Italia, mai întâmplă. Ca în Italia cu vaccinul, cu toată povestea asta. Da? Ori dacă nu se mai întâmplă, la tine vine primul și zice, bă, ce ai zis? Păi ne-ai spus o dată cu vaccinul exact. Și cu asta și vedem că s-a stabilizat ziua celor care s-au vaccinat și nu știu ce. Acum, în Italia, să știți, foarte mulți au votat cu extrema dreaptă, să-i spunem așa, cum spun mulți dintre comentatori, da? Acum, ce înseamnă extremă, ce înseamnă să fii de centru și să furi, sau mai bine să fii de extremă, nu știu ce bun, mai bun. Asta este cu ceva fiecăruia da, în așa. Țara dar ideea este, ideea este că ei au ajuns la putere și pe chestia cu vaccinurile. Deci așa cum Aur a intrat în Parlament și pe cei care nu vreau să se vaccineze, da? Uh-huh. A luat un 3-4% din acel public. Deci la alegeri, da? Ideea este că acum partidul a câștigat tocmai că nu mai vor restricții, nu mai vor blocaje de genul ăsta, nu mai vor tancuri pe stradă, cum se spunea, domnule, să nu se mai întâlnească copiii cu părinții, să nu se mai Bine, în contextul unui război, eu aveam o discuție cu cineva în urmă cu 2 ani, 3 ani de la toată povestea asta cu războiul și mă îndreptam spre Sibiu cu persoana respectivă și vedeam coloane kilometrice de convoaie militare da, NATO. Da, da? Da, da, da. Tancuri, taburi, sigur, tot felul de. Să aplicați și. Și eu am rămas îngrozită, da? Dar n-ar trebui. Iar persoana respectivă ca dumneavoastră îmi spunea: "Nu, nu, asta ar trebui să-ți dea un sentiment de pace." Sigur, sigur. Nu mie nu poate să-mi dea un sentiment de pace psihic, pentru că în momentul în care văd un tank pe stradă, chiar dacă sentimentul ar trebui să fie unul de pace, existența lui acolo mă face să cred că nu este degeaba acolo. Dar totuși vin aici și spun că vin de acolo în sprijinul nostru, că în partea alta avem pe unii care ne amenință cu bomba nucleară. E adevărat, dar ce poate face un tank în fața unei bombe nucleare? Arma nucleară nu va porni, nu va pleca. Despre asta vorbim. Dar tankul poate să plece. Câteva bombe poate să plece, se pot întâmpla. Vedem chestiunea asta falsă, adică forțată din Moldova, care nu și are sensul. Corect. Ce vorie, acum s-au trezit, toată Rusia e împotriva lui Putin și Moldova sunt pentru Putin. Uh-huh. Adică e rusul. Dar ideea, la toată chestiunea asta, așa să punem pe... lucrurile sunt foarte simple. Dacă partidele care sunt acum, să spunem, frecventabile, să spunem așa, da. Că s-a tot discutat chestiunea asta, care și nici asta nu e corectă, că corect. Tocmai asta face să crească un partid sau altul. Aceste partide trebuie să ia niște decizii, aceste partide trebuie să oprească să mai facă tot felul de activități de genul ăsta, să dea pe prietenie, să facă pe chestiune de genul ăsta. După aia, toate restricțiile astea de genul blocaje, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, trebuie relaxate în momente de astea. E nevoie de înțelepciune foarte multă și cred că domnul Ciuc are. Bun. Vreau să aducem, apropo de decizii, mă întreb, eu sunt acum avocatul diavolului, da. Sunt avocatul autorităților, da, și dumneavoastră... Hai să sperăm că nu sunt diavolul, deși, să sperăm totuși. Eu sunt avocatul diavolului, dar sperăm că diavolul nu e sunt deși. Așa este o vorbă în popor. Știu. Și mă întreb, cum ar putea autoritățile din România să ia niște decizii pe care oricum vedem că nu le ia sau le ia cu întârziere și alea sunt cu semnul întrebării, atât timp cât vedem la cel mai înalt nivel în Comisia Europeană niște decizii absolut. Care sunt puse enorm de mult sub semnul întrebării. Absolut, absolut. Tocmai aici a dus alegerile rezultatul din Italia. Și asta a fost un subiect foarte important și va avea efect și în România. Lumea nu mai crede. Și în Germania a avut efect. Lumea nu mai crede. Atenție, în chestiunea nu asta. Vrem să inducem nimic, euroscepticismul. Doar... Nu. Dar pur și simplu mă întreb, vedem de grigoladă la cel mai înalt nivel european, la Uniunea Europeană, dar și în Comisie și în Parlament și peste tot. Absolut. Ori dacă acolo vezi că ceva se clatină foarte tare, cum Dumnezeu să ia ai noștri deciziile? Eu spuneam un lucru, aseară într-o emisiune. Dom'le, sunt cel mai deștept om din lume că știu că sunt prost. Și când sunt prost, îmi iau niște oameni care știu, se pricep să facă treaba. Dom'le, dar oamenii ăia se pricepeau până la un moment dat sau au salvat bine aparențele? Da, aparențele, bine okay. spus. Că deocamdată vedem că am dat mai mulți bani decât am primit. Sau mă rog, urmează să primim. Asta e și vina noastră, adică Dumnezeu sigur, să mă sigur. Ierte. Deci, da? Repet, sunt cel mai deștept om din lume că știu când sunt prost. Okay. Și când sunt prost, îmi iau oameni lângă mine. Țineți minte când vorbeam de la început că, dom'le, trebuie câțiva oameni. Mm-hmm.
care sunt dovediți a fi de calitate și care au dat rezultate. Nu avem un eșichierul politic, în grupul politic, oameni de nivelul ăsta. Există în lume oameni care au dat dovadă în țări mari, importante. Și există și în România. Și în România, sigur că da. Poate să fie... Se implică, nu se implică dacă sunt cooptați și nu în sensul că dacă își spune cineva cuvântul să pățească cum pățesc eu, te lucrează la business-ul ăla, te lucrează la business-ul ăla. Nu se mai implică, pentru că știu că li se vor pune tălpi înainte. Ca să vorbim. Trebuie să mergem, n-avem cum să ne oprim. Uh-huh. Suntem mai mulți. Noi hotărâm. Okay. Populația hotărăște și, cum să spun eu, cum spun americanii, we the people în Constituție, așa începe, cu noi poporul. Noi cetățenii. Deci ideea este că vorbim de ca idee generală. Deci politicienii, cei care sunt la putere sau cei care sunt în opoziție, sunt în parlament, guvern, ce-or fi ei, președinte și așa mai departe, sunt niște administratori numiți de către popor să le administreze bunurile. Nu sunt niște mici Ceaușescu. Toți cum ajung la putere sunt niște mici Ceaușescu. Numai că totuși nu vreau să intru acum într-o discuție de genul ăla. Mai avem timp, mai avem un minut la discuție. Dar și tocmai și discuția n-ar fi așa. Ideea este că sunt foarte multe, deci să deschidă ușile, ei trebuie să facă pasul ăsta, că altfel ei vor pierde, dar nu vor pierde acum la alegeri. Vor pierde din păcate, și nu vreau să pronunț termenul ca să nu, dar reacțiile străzii vor fi altele. Da. Vom vedea. Eu cred în continuare în înțelepciunea acestui popor și nu sunt vorbe în vânt și nici sintagme rupte din cărți. Aș vrea să închei această discuție cu o glumă sinistră. Da. Apropo de libertate și democrație, pentru că am pomenit mult despre aceste două noțiuni, mi-a picat în mână un pașaport american în care pe fiecare filă era câte un slogan despre libertate și democrație. Da. Dar mai ales despre libertate. Iar pe ultima filă a pașaportului este atenționat deținătorul. Scrie: acest pașaport este cipat pentru libertatea și siguranța dumneavoastră. Da, da. E, și mai era apropo de chestiunea asta. Sigur, el trebuie să fie la să știți că nu neapărat în mod negativ sau în mod pozitiv chestiunea asta. Deci da, da. Trebuie văzut acum cine folosește și cine are corect, alea respective. Corect. Dar mai era și povestea aia cu președintele Putin, nu? Că și în Rusia ai puterea de exprimare, poți să spui ce vrei, ai libertatea de exprimare, dar nu o ai după. Exact, da. Trebuie să ne oprim, doamnelor și domnilor, matinalul a ajuns la sfârșit. Gazda dumneavoastră va fi în continuare Alex.